este deranjat de modul în care s-a făcut. Deci nu putem spune că am identificat într-o noapte 10 oameni care trebuie să plece. Dacă acești oameni nu au greșit toți în aceeași noapte și toți în aceeași noapte ar trebui schimbați. Din punctul nostru de vedere, dacă s-au identificat probleme, că pot fi și probleme, dar acești oameni sunt funcționari publici. Deci nu poți renunța la niște oameni care și-au făcut datoria fără o minimă explicație. Deci din punctul nostru de vedere constatăm că heirupismul acesta și că într-o noapte schimbăm 10 oameni, ne putem trezi că săptămâna viitoare mai schimbăm încă 20.